practic tot la tema alimentației rămânem și în minutele următoare, dar nu doar să mâncăm este important. Apa este indispensabilă pentru viață. Cu siguranță știți că norma de consum a apei este de circa 1,52 litri pe zi. V-am spus asta de foarte, foarte multe ori. Totuși, să știți că nu orice fel de apă este benefic pentru sănătatea noastră. Nu odată ați auzit recomandările medicilor de a nu face abuz de băuturile acidulate. Dar aici nu vorbim doar despre doza extrem de mare de zahăr și calorii nocive, care se vor depune neapărat pe șolduri. Astăzi vom încerca să vă demonstrăm că problema e de fapt în aciditatea, de fapt bazicitatea apei. Alături de noi îl avem pe Sergiu Burlac, cunoscător al acestei probleme și distribuitor al unui produs care ne poate ajuta să rezolvăm problema. Bună ziua și bine ai venit acasă de vreme. Bună ziua! Așadar, este vorba despre apa de coral. Ce au coralii și apa? De unde vine istoria asta? Deci, câțiva ani în urmă, câteva decenii, mai bine zis, în Japonia s-a văzut că în Japonia sunt cei mai longevizi oameni de pe glob. Eu sunt absolut sigur că toată lumea știe despre asta și este un stereotip. Japonezii trăiesc mai lung. Da. De ce sigur. Oare? Și de ce oare s-au pus întrebarea doctorii sau avanții de ce oare? Și au văzut că ei tot consumă produse marine, este o climă oarecare, dar au văzut că și pe alte puncte a globului pământesc sunt tot așa climă, tot aceeași alimentație. Dar nu doar în Japonia este aceeași temperatura aerului, umiditate. Sunt foarte multe locuri pe lume unde trăiesc ca și japonezii, dar nu la fel de lung. Da, este S-a pus aceeași. Întrebarea, poate fac sport mai mult? Și nu fac sport mai mult, sunt și sportivi și în alt păr, dar s-a dovedit a fi secretul acesta este în apă. Uh-huh. În apă care este o apă de coral, așa să zicem, pentru că în Japonia este numele unui insulă Okinawa, acolo unde sunt punctul acesta cei mai longevizi oameni. Iată, vedem oameni care în marea majoritate au peste 80 de ani. Da. Îi vedem trăind, uite acolo, în Okinawa, în astfel chiar de și peste 100 de ani ajung ei. Apropo, cea mai longevivă persoană de pe glob, care este datată acum, autentificată, tot din Japonia, tot din Okinawa vine. Prin ce este deosebită Okinawa? De ce sunt cei mai longevivi oameni acolo? Deci învățați, au constatat că în urma cercetărilor au văzut că este secretul ascuns al longevității este în apă. În apa de pe insula Okinawa? Da. Anume, apa care trece anume prin rocile acestei insule? Iată, da, ea trecând prin rocile acestea de coral, deci ea se îmbunătrește cu calciu, magneziu și alte minerale care are nevoie organismul nostru. Și să-și mențuie și să restabilească chiar sănătatea. Deci iată care este marea diferență. Insula Okinawa este o insulă formată dintr-un recif coralier. Da, asta este. Așa, și faptul că apa trece prin acest coral îi schimbă cumva proprietățile? Da, îi schimbă proprietățile și una dintre ele este pH-ul. Deci, pe lângă faptul că se îmbogățește cu calciu, da, cu magneziu și multe alte minerale. Ea îi schimbă pH-ul, adică toți știm că lichidele din interiorul nostru, adică saliva, limfa și sângele, este un mediu alcalin. Sunt un mediu mai degrabă alcalin, degrabă bazic decât unul acid. Și în afară de urină și sucul gastric. Uh-huh. Dar toate acestea sunt alcaline. Ceea ce aș dori să vă... Cum? Să vă arăt pentru un experiment? Așa, până la experiment, ca să clarificăm noi pentru toată lumea. Organismul nostru constă din 70, la începutul vieții, chiar peste 85% de apă. Din această apă, 90% este, adică sângele, de fapt, sângele, este constituit la 90% din apă și majoritatea apei din lichid, din organismul nostru, trebuie să aibă un pH pozitiv, 7 și mai sus, de exemplu, 7 și ceva. Asta este norma alcalinității organismului nostru. Apa pe care o consumăm noi nu întotdeauna are acest pH îndeajuns de ridicat. Iată de ce de la bun începutul emisiunii ziceam eu să nu abuzați de băuturi acidulate. Există apă de robinet, cea care se folosește la noi cel mai des. Există apă îmbuteliată și există băuturi
acidulate. Astăzi vom încerca să vedem care dintre ele este mai acidă, care dintre ele este mai bazică, adică mai alcalină. Iată, avem aici în fața noastră pahar cu apă robinet, nu este filtrată, chiar din robinet am adus-o noi. Iată-o, chiar am să mă apropii de tine aici. Asta este apa de robinet și două pahare goale, ca să vedeți voi că turnăm aceeași apă în ambele pahare. Iar aici avem două băuturi din comerț, una acidulată și o apă minerală necarbogazoasă, adică o apă de izvor, apă plată. Să zicem noi așa. Turnăm? Da. Te rog frumos, deschide sticlele alea. Eu am să am grijă de ceea ce se întâmplă aici. Ce? Rup. E de ajuns? Da, dați-o aici, stornim. Așa. Chiar câte atât. Destul, chiar, da. Da, ca să nu facem... Și să turnăm apa aceasta din magazin. Cine dintre noi bea apă... Ați observat, apropo, că sticlele sunt sigilate. Da? Și asta, o deschid, acum puteți să auziți, o dau mai aproape de microfon. Iată, o să auziți și crecul. Iată. Deci, eu am desigilat-o, nu este altceva decât o băutură carbogazoasă acidulată. O turni exact la fel de primul, da? Da, noi nu are importanță. Și avem noi avem o hârtie de turmalină. O hârtie de turnisol cu care ajutorul căruia vom detecta pH-ul fiecărui apă din acestea. Și... De la început, pH-ul inițial, da? Da. Ca să considerăm că aici, hai să turnăm și aici atât de multă apă precum este în celelalte două. Așa. Eu, în schimb, mai am o schemă pe care am să o țin așa, ca să o vadă toată lumea, cineva dintre camere. Așa, iată. Acum se vede. Acum puteți observa indicele acido-bazic și cum trebuie să indice. Iată, aici, în partea de sus, culoarea albastră, este cea mai... bazică, da? 7,5. Este alcalină. Este alcalină, da. La jumătate. Și aici este acid, 4,5. Ce înseamnă cifrele astea? Aș vrea acum să ne dea regia o schemă pe ecran din care se vede exact ce înseamnă această alcalinitate. La pH-ul 6 mor crabii, la unii este pH-ul 3 pești mor, dar unii este pH-ul 2 jumate, moare orice vietate. Adică atunci când aciditatea, când apa este acidă, pH-ul coboară până la 2,5, nu mai este posibilă viața. La 3 mor peștii care sunt cei mai rezistenți la apă acidă. Și la pH 6 deja mor crabii, cei mai sensibili la lumină. Iată, la lumină, la aciditate, pardon. Iată, avem această schemă și avem hârtia de turnesol. Cu ajutorul căreia vom testa 3 pahare acum, iar în al patrulea, am povestit de la bun început, este aceeași apă și în primul și în al doilea, deci... vom aplica niște corali aduși din Okinawa. Să începem chiar de la apă procurată din magazin, așa, apa plată. Da. Să vedem ce pH, chiar în câteva secunde vom vedea. Chiar aici avem un test. Ce pH este? Iată, e cam mediu, 6. 6, da? Crabii n-ar trăi. Nu ar trăi. Așa. Să vedem apa gazată. Apa gazată. Apa acidulată, ca să-i spunem noi așa. Iată-o. Să vedem ce pH are. Wow! Așa, ține atent. Uitați-vă foarte atent culoarea, da? Este în extrema stângă. 4,5 este pH-ul acestei ape. Deci este un pH mult mai jos decât ar supraviețui crabii. Și este un pH care se apropie deja de aciditate destul de mare. Da. Să vedem ce se întâmplă cu apa noastră din robinet. Ce pH are apa noastră din robinet? Vreau să vă reamintesc. Pentru o viață normală avem nevoie de un pH în jur de 7. Așa? Deci pH-ul vedem că este 6. În jur de 6. 6, poate 6 și un pic. Dar nu ajunge până la 6 și jumătate. Nu este 6 și jumătate. Vreau să vă explic o chestie.
Un pH mai jos, mai mic, ar însemna probleme pentru rețelele de apă din oraș. Adică ar rugini mai repede. Un pH mai înalt înseamnă iarăși probleme pentru rețelele de apă. Pe țel ar fi depuneri mult prea multe. Deci asta este în jur de 6, 6 și 15 este norma pH-ului pentru apele din robinet. Și nu doar la noi în oraș, ci în întreaga lume. Pentru ca noi să aducem organismul nostru la o stare a pH-ului normal, ar trebui să compensăm, să bem apă cu un pH mai înalt. Da. Corect am spus. Da. Din cauza asta, japonezii au inventat niște pliculețe cu pH, așa să le spunem, da. Apă de coral. Apa de coral care cum au introdus tehnologiile ca să poată să aducă această apă de coral în orice casă, de pe orice punct a planetei. Deci noi putem procura niște pliculețe care conțin nisip în acel coral de pe Okinawa. Pentru că nu toți au bani să se ducă pe această insulă, să trăiască sau eu nu știu ce. Dar ar fi fost o aglomerație mult prea mare. Da, ar fi foarte. Bine, hai să vedem aceste pliculețe. Iată, putem vedea cum arată ele. Niște pliculețe care vor ajuta să ridicăm pH-ul apei, da? Țineți minte, 4,5 a fost pH-ul apei acidulate. 6, mai puțin de 6, 5,5 a fost al apei plate, ape minerale plate, în jur de 6. Și poate un pic mai sus, chiar aș vrea să vedem acum aceste două hârtiuțe. După câtva timp, ele s-au colorat îndeajuns de intens. Asta este hârtiuța cu apa din... Stai puțin, care este? Așa e culoarea aceasta. Hai că mi-a căzut. Asta este hârtiuța cu apa din robinet și hârtiuța cu apa din comerț, apa minerală îmbuteliată. Deja s-a uscat, dar oricum... 6,5. 6,5. Este aproximativ la fel. Să încercăm să ridicăm pH-ul apei cu ajutorul unui pliculeț simplu care conține acest nisip. Deci eu o să pun nisipul acesta, adică paharul cu apă și puțină sălăgit. Un pliculeț de asta. Noi acum l-am vărsat pentru ca să avem rezultatul mai evident. Da, mai evident. Dar de fapt, pliculețul se adaugă așa cum este în apă, ca un pliculeț de ceai, nu? Da. Nu se desface. Și la cât apă se aplică un pliculeț? Se aplică la un litru jumătate. La un litru și jumătate. Respectiv, aici noi ar trebui să avem o concentrație destul de mare și un pH destul de înalt. Da, să vedem ce pH am obținut după introducerea acestui nisip. Așa. Iată că s-a colorat această hârtie. Să vedem chiar. Ține-o. Este mai intensă culoarea decât 7,5. Deci pH-ul este mai mare decât 7,5. Și cel mai interesant este că, dar nu știu, o să încercăm să compensăm. Dacă vom turna, de exemplu, în paharul cu apă acidulată, am să iau la mine, vreau să turnăm niște apă din asta. Să vedem, încercăm să compensăm. Da, ne va reuși sau nu? Iată așa. Cei care folosesc deseori apa acidulată vor avea de profitat. Iată, pune acum hârtia. O hârtiuță nouă de tresol. Să o aplicăm încoace să vedem. Țineți minte, era 4,5 aici, în paharul cu apă acidulată. Se va întâmpla ceva? Va fi ceva mai bine? Așa. Oricum, nu s-a schimbat. Este nevoie de o cantitate mai mare pentru... Deci, aciditatea apelor acidulate este chiar destul de avansată și bine ar fi în fiecare zi să profităm de apa alcalină ca să ne ridicăm pH-ul intern al organismului. Asta înseamnă pentru noi sănătate, asta înseamnă o stare, un echilibru al acidității în organism. Așa este. Da, desigur. Și aș vrea să mai arăt încă un experiment, adică să punem o picătură de iod în apa din robinet fără de
acest nisip de coral și o să servească ca și ceva erezid în organism. Așa. Iată așa, deci, adăugăm. Iodul este un indicator în acest caz. Vedem că s-a scăzut. S-a colorat și vom introduce și asta apă în... Hai să mai adăugăm un pic de apă, pentru că oricum e prea puțin, dar nisipul este de ajuns de mult. Ce trebuie să se întâmple și ce înseamnă asta? Explică-ne. Să vedem. Așa. Iodul se vede în această apă și dacă o turnăm în apa alcalină, culoarea iodului dispare. Observați. Vedem, deci, chiar momental cum se neutralizează iodul. Se transformă în sare și cade la adâncime, adică adâncime, se depune. Da. Se depune. Fix așa se întâmplă și cu alte reziduri din organismul nostru? Da, fix așa, el absorbe tot rezidurile, adică este un absorbent foarte bun și alcalinizează bine și duce totodată hrana ceea ce avem nevoie, adică calciu, magneziu, mai multe substanțe. Și aș vrea să spun că învățații au ajuns la concluzie că acesta este cel mai bun filtru de buzunar care poate să schimbe proprietățile apei în orice punct de pe glob. Nu contează, este apă filtrată, este apă de la robinet, este apă îmbuteliată. Putem să nimerim, eu știu, univa într-un loc unde este, apa nu este favorabilă pentru băut. Adică la adăugarea acestui pliculesc cu coral, cu nisip de coral, deci apa va căpăta niște proprietăți bune pentru să fie bună de consumat. Dar dacă apa este intoxicată, de exemplu, cu bacterii, ne poate salva? Dacă nu este ieșire din situații, da. Adică, va favoriza îmbunătățirea calității apei. Da, desigur. Dar nu salvează totalmente de bacterii? Nu totalmente, deoarece tot ai o limită. Oricum, cei care au mers undeva prin țări mai îndepărtate în concediul de vară știu că odată încercând apa lor locală din robinet, poate continuând să utilizeze apa de robinet dacă s-au obișnuit cu acest lucru acasă, au mai tras prin niște probleme cu digestia, pentru că apa de la noi, organismul nostru o cunoaște, deja este deprins cu ea. Calitatea apei din altă parte este alta și imediat organismul ne dă de știre. Un pliculeț cu apă de coral ne rezolvă problema diferenței apelor. Există careva contraindicații? Deci contraindicații nu sunt absolut deloc la consumarea acestei apei de coral, pentru că o apă activ biologică, adică care organismul poate să o primească destul de ușor, și nu este contraindicat la absolut nimeni să o bei. Deci, depinde de cantitate. Dacă îmi permiți, un pliculeț de ăsta care este mai mic decât un sachet de ceai, da, un pliculeț este de un ăsta este pentru un gram de acest coral, acest nisip de coral, este îndeajuns pentru a trata un litru și jumătate de apă. Adică, nu, norma minimă, doza minimă de apă pentru un om. Pentru un om. Unde pentru mai pui că apa aceasta se mai conține și în alimentele pe care le luăm și dacă mai mănânci un dejun cu felul întâi, plus un litru și jumătate de apă, un pliculeț de asta te asigură cu un litru și jumătate de apă sănătoasă pe zi. Așa este? Da, așa este. Eu îți mulțumesc foarte mult. Acest pliculeț am să-l las pentru mine. Bine. Astăzi sunt asigurat. Sergiu Burlacu a fost alături de noi, ne-a explicat cât de importantă este aciditatea și, dimpotrivă, alcalinitatea apei. Ați văzut cum arată hârtia de turnesol atunci când este introdusă în apă normală, în apă acidulată, dar și în apă tratată cu nisipul vieții, cu nisipul de coral adus din Japonia, din Okinawa.